Gândiți-vă cum ar fi să am stack-uri întregi de TNT. Deci dacă pun unul aici, wow. Bună dimineața, internet, și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Enderun. Ei, știți ce facem de data asta? Dacă știți ce e iconul ăsta de aici, știți ce facem. Mergem. Fuck. Nu mă așteptam. Bună dimineața, internet, și bine am găsit la un nou episod din Minecraft Enderun. Ok, de data asta mi-ați lăsat în comentarii, câțiva dintre voi, nu foarte mulți, că ar trebui să construiesc un mob spawner și eu vreau să fac asta de foarte mult timp. And here we are! Ăsta e mob spawnerul. Arat... Ce căcat? Nu, mă rog. Arat un pic cam ciudat, știu că îi construi cu 3 feluri, 4 chiar. Vreo 4 feluri de blocuri, dacă nu sunt chiar mai multe, dar... Chestia e că n-am avut blocuri de același fel și când mi s-a terminat am început să folosesc altceva. Arată destul de simpatic pentru că e mai multe culori, dar cu toate astea o să vreau, cred, să îl termin cu o singură culoare. Și am să vă arăt cum se face, deocamdată e prea mic și merge un pic cam greu și dacă vă uitați, sunt foarte multe spawn place-uri, o să trebuiască să... Unde-s? Oh, 16 entități... Ah, sunt astea de aici. O să trebuiască să... Merg și prin mine să luminez toate cave-urile pe care le găsesc, fiindcă deocamdată merge foarte, foarte greu. Ok, bun, deci în primul rând ăsta e de fapt blocul din mijloc. Din blocul din mijloc, prin care o să cadă mobii, o să trebuiască să numărați 8 blocuri, gen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, iar ăsta e al 8-lea bloc, iar aici o să puneți apă care să meargă până aici. Ok? Toate bune și frumoase până acum? Bun. După care aici... O să aveți platforme de câte 3x3 și o să fie înalte de câte 2. Ca să nu poată, dacă le faceți înalte de câte 1, după aia mobii o să poată să sară gen din apă, din apă înapoi. Și nu o să fie la fel de eficientă ferma. O să aveți câte... Deci stai să mă gândesc, că sunt câte 4 pe fiecare parte. Nu, deci sunt 4 cu 4, 8 și cu încă 2, sunt 12 platforme de astea. 12 platforme cu câte 9 spații de spawn fiecare, plus încă 4 spații de spawn, ajungeți efectiv fix la 100 de spawn place-uri pe layer. Fix. Ok, totul bine frumos aici. Bun, după ce terminați ceea ce v-am arătat eu, o să trebuiască să arate ceva de genul ăsta. Și mi-e creier că o să avem un bloc de apă aici, care o să curgă încolo. Apropo, dacă tot ați terminat, ar trebui să puneți gen și blocuri aici. Aici o să fie apă iar în colț. O să mai fie un bloc aici, fiindcă aici punem apă. În mijlocul lăsați un bloc ca să puteți urcați tot timpul, fiindcă față de mijloc sunteți cel mai aproape oriunde, oricum ați privi. Și cred că e cea mai inteligentă decizie să lăsați în mijloc. Ok. Aici e bine. Și aici mai trebuie un bloc. Bun. Acum aș mi crei că o să mai aveți niște spawn place-uri moca aici. O să poată spawna ceva. Și gen, deasupra fiecare colț și aici și acolo. Acum trebuie să punem apa și o să trebuiască să-mi fac niște găleți pentru că nu mai am la mine. Iar înainte de asta, aici sus o să trebuiască să puneți câte un slab, efectiv pe mijloc, ca să nu se poată spona spiderii. Problema cu spiderii e că, cum se cheamă, sunt un pic mai mari și ar bloca ferma, plus că în momentul ăsta chiar nu am nevoie de string. String am destul. Ok, hai să punem apa. Încă o chestie destul de importantă pe care eu n-am luat-o în considerare e că o să aveți la un moment dat nevoie de o scară, pentru că și elitra mea a început să simtă faptul că o cam nu prea o folosesc. Ok, deci, apa se pune de obicei aici și ar trebui să fie exact 8 blocuri distanță de vârf. Dacă sparg blocul ăsta, n-ar trebui să curgă, corect? Foarte tare, bun, după care ar trebui să... Eu cred că ar fi o idee destul de bună să-mi fac un izvor infinit aici. Ah, foarte șmecher. După care, în colț, pe mijloc din nou aici, izvor infinit, aici din nou, ok, după care, iar aici, ultimul colț și celălalt e pus, nu, mai să am nevoie de două găleți de apă, ăsta și ăsta,
Bun, aici și aici. Iar acum, după cum puteți vedeți, gen oriunde ar cădea mobul în apă, îi dus ori o să fie dus cumva spre una din liniile care formează un plus pe mijloc și pe diagonală și toate duc aici. Ceva am greșit. Destul de rău, dar nu contează. A, e blocul ăla acolo. Deci, o, doamne, cât o să dureze asta. Aici n-ar trebui să fie blocuri. Tic, tic. Fiindcă am făcut izvorul infinit și totul merge ca pe roate. Bun. Acum că am făcut asta, mob spawner-ul e gata, numai că funcționează doar noaptea. Așa că ar trebui să-i facem un acoperiș. Și asta e partea pe care, sincer, să fiu o urăsc cel mai mult. E că trebuie să pun blocuri aproape non-stop. Da. By the way, era cât pe ce să aveți un episod din Minecraft Enderun gen moca și foarte rapid. Ieri era cât pe ce să pun un clip, doar că sormea mi-a scos căștile și gen o scos și microfonul, fiindcă căștile mele sunt conectate cu un jack, adică cu două jack-uri de alea 3,5, unul pentru căști și unul pentru microfon. O scos microfonul și eu am filmat o grămadă fără să se audă nimica, gen se aude numai sunetul jocului. E prima oară când am pățit ceva de genul ăsta. Și exact când am mers să explorez, cum se cheamă, The Water Temple-ul ăla, Ocean Temple. Vai de capul meu, cât de rău m-am simțit după aia. Na, acum partea proastă e că am omorât doi dintre Elder Guardian și nu s-aude nimic pe fundal, unul dintre ei... Ok, cred că tocmai am găsit un loc la care nu m-am uitat până acum. Fiindcă era marcat cu o chestie ca să-mi dau seama că am trecut pe... Da, aici era. Doamne, erau chestii în acoperiș. Ce greu le vezi. Ai de capul meu. Ok. Nu sunt obișnuit să trebuiască să caut gen găuri în tavan prin care să trec. Ok, l-am oprit. Nu știu pe ce se focusează. Au găsit un squid sau ceva pe jos și nu prea mă atacă. Nu cum aș plânge sau ceva. Opa, gata, 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 gata. Ok. După aia mi-am dat seama și mi-am zis că ar fi o idee destul de bună să-mi verific footage-ul. De fapt, mi-am dat seama că nu mai reușeam să ies din căcatul ăla. Doamne, e un labirint foarte bun. Deci până acum toate labirintele sau toate dungeon-urile pe care le-au construit cei de la Mojang pentru Minecraft au fost destul de simpluțe. Nu ăla! Ăla e complicat ca dracu. Abia mai reușeam să ies. Deci o trebuie să mă uit la filmare ca să reușesc să ies din prostia aia. E 3D. Chiar e, vreau să vă întreb, care e cea mai dubioasă medie pe care ați avut-o până acum? Lăsați în comentarii. De ce vă întreb? Fiindcă eu anul trecut la mate, da, normal, minunat obiect mate, am avut deci 5, 6, 7, 8, 9 și 10 curat în teză. Pe semestru întâi anul trecut. Și mi-am mai pus un 4 și mi-am cheia media 7. Deci să mor că iubesc proful ăla. Deci nici măcar nu mi-am lăsat, mi-am pus 4 ăla. Dacă, deci mai trebuia, nu, n-am avut 5, am avut 6, 7, 8, 9, 10 în teză. Știu că îmi trebuia un 5 ca să-mi iasă tot scărița. Că aveam chintă royală în note, fiindcă aveam 10 în teză. You fucking kidding me. Da. Ok, cam așa ar trebui să arate. Vai, asta e chestia pe care o urăsc cel mai mult, să pun blocuri așa. Ok. O să spargem blocurile astea două. Nu mai văd mobi să fi căzut. Asta e al patrulea layer. Și ar trebui să-mi iau un Ender Pearl. Ender Pearl afară. Și pot să închid. Wow, de ce era lumină înăuntru? Stai un pic. Asta e ciudat. Ok, ăsta e un bug, cred că de la... fiindcă de la snapshot, pentru că asta n-ar trebui să se întâmple. Este... Blocul ăsta, prin blocul ăsta n-ar trebui să poată să intre lumina. E un lightning bug. Și aici, de altfel... Habar n-am de ce se întâmplă asta, dar să aveți grijă. Băgamiaș! Oh, psi, ușurel. O luăm încet aici. Băgamiaș! Ah. Ok, deci ferma sigur, sigur merge. Vreau să mă asigur de asta pentru că dropurile erau destul de micuțe. Acum văd că de pe la... Oh, ușurel. Wow, gata, 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 gata. Acum vreau să mă duc un pic jos să văd cam care-i treaba asta. Deja s-a despawnat? Oh, nu, 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 nu s-a despawnat.
Dar tipul ăsta are o grămadă de HP, ăsta pare că s-a spawnat aici. Ok. Bun, creeperii stau bine. Bun, deci ferma funcționează. Dar încă o să-i mai trebuiască măcar un layer sau două și trebuie să mă apuc de treabă. Ok, o metodă mult mai ușoară de a construi, gen să construiți pereții prima oară și după aia să puneți astea câte una. Sau să începeți cu astea și să puneți numai câte una și după aia să faceți pereții, fiindcă după aia nu mai trebuie să sari pe aici și să te freci. Efectiv, merge totul un pic mai repede. Și mi se termină cablul, nu mai am destul cabl cât se termină tâmpenia asta. Da. Ok, băga mea, nu mai am blocuri și sincer să fiu, m-am cam plictisit. Așa că hai să mergem înapoi în village, poate mai găsesc și eu ceva de făcut, pentru că până la urmă, unde era? Mai am un pic de gunpowder, asta o să-mi ajungă pentru câteva bucățele de TNT, dar nu o să fie foarte multe. Ok, următoarea oprire pentru mine o să fie end-ul, pentru că am o grămadă de... Gen, mi-am pierdut armura pentru că am murit. Nu e n-aia sigur, opa. Fuck. Și n-am mai găsit-o la timp când... What the fuck? Este aia din cetinit. N-am mai găsit-o la timp până... Cum se cheamă? În templul ăla de apă. Așa că mi-am pierdut arcul. Da, am unul la fel de bun, numai că n-are gen flame. Mi-am pierdut armura, ceea ce nu-i mare pierdere. Păcat de cască totuși, că aveam ending. Era de iron. Și mi-am pierdut uneltere. Da, mai aveam. Tot ce trebuie să fac acum ar fi să repar niște chestii și eventual poate să îmi fac și o sabie bună. Cred că câteva episoade bune de când n-am mai fost la ferma aia. Văzusem o chestie destul de șmecher, era un proiect pentru toți pillerii ăștia, gen pillerii să-i transformi pe toți, gen în câte o căsuță sau câte o... Efectiv să faci un village în end. Și poate să iasă o bază super șmecheră, dar cred că asta o să facem mult mai târziu în seria asta, dacă o să facem vreodată asta. Ideea e șmecheră și îmi place, dar e și foarte mult de muncă și durează foarte mult timp. Pe când ferma de Enderman ar mai putea fi îmbunătățită, am putea să facem bărcuța aia odată, mai este treabă. Bun, prima chestie de care știu că am neapărat nevoie ar fi o cască bună de diamond. Și ar trebui să o încentez cu level 30, cam ce aș primi pe ea? Fire protection, nu-i rău. Mi-am luat lapis? Chiar am uitat lapisul, nu? Ok, prima chestie pe care vreau să o repar ar fi târnăcopul meu de uzură. Hai să-l facem de efficiency 5. Și să vedem cât mă costă reparat. Deci, pot să trebuiască mai mult de 3 diamante să repar un târnăcop? Ah, ok. Hai să zicem că oricum o să mă țin o viață întreagă. Ok, după care nu mai am o sabie și asta are Bane of Arthropods, are Fire Aspect 2 și Unbreaking 3. E o sabie bună, dar nu e genul de sabie pe care o vreau. Da, am venit total nepregătit, n-am lemn să fac o sabie. Poți crești copaci în end? Habar n-am, o să aflăm și pe asta. Bun. Hai mai punem un aici. Arcul ăsta s-ar putea să fie mai bun ca celălalt pe care l-aveam, pentru că ălalt avea mai multe enchanturi pe el, deci era mai scump de reparat. Ăsta o să fie mult mai ieftin. Hai să zicem best bow ever 2. Ok. Pot să-mi pun sharpness pe... Aș putea să-mi pun sharpness pe topor. Da, să-mi pun sharpness pe topor. Vezi, destul de nebun. Ok, sharpness pe topor. Și mai trebuie 10 level să repar. Aia e genul de ala de armă care ar merge așa de bine la 1v1. Că sparge scuturi de nu știi ce cu viața ta. Cu sharpness 3 pe ea. Poate și cu sharpness 5, dar sunt greu de... Bun, am reparat și toporul. De ce le dă foc? Nu înțeleg. Are fire aspect 2, nu contează. Asta e, am lăsat-o acasă. Eram sigur că am lăsat-o acasă și bine am făcut. Bun, m-am întors acasă și acasă avem chestia pe care ne nu avem. Și mă refer la bieții. Așa că o să fac o sabie. Și o să fie cea mai șmecheră sabie pe care am avut-o până acum. Bate toba. Tum, 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 tum. Ta-na! Cum să-i spun?
spada piu, nu piu, nu șvirbă, nu șiu. Așa, spada piu. Da, cred că am presia că toporul tot dă mai mult damage, că dă ăsta 11 damage, e de 9,5. Bun, acum hai să trecem și noi la chestii un pic mai puțin serioase și vreau să mă distrez un pic. Am omorât destui creeper cât să mai pot să fac, cred că gen 6 bucăți de TNT. O să fie de ajuns pentru un pic de distracție. Gen, am zis că mergem un pic mai jos și cred că partea asta n-are ce căuta aici. Așa că, pum pum. Sperăm că nu distrug casa. Ok, tare. Bun. Încă două bucăți de TNT. Și un bătan. Atât. Bun. Da, mă temeam de asta. Partea bună e că am spongeri. Am spongeri, deci pot să repar asta destul de ușor. Ok, tocmai am uscat bureții și sunt curios cât de bine o să meargă chestiile astea. Deci dacă pun unul aici, ce să... Wow! Ok, a mers bine. Lol, cât de bine merg. Am numai doi, asta e problema. Trebuie să mă mai duc acolo să mai iau câțiva. Dar ăștia m-au ajutat deja super mult. Adică tot ce mai trebuie să fac e gen să pun un bloc aici și am scăpat de apa care intra aici. Tare! Ok, deci pe aici o să coborâm. Aici o să trebuiască să fac ceva balconaș la casa asta ca să nu se vadă chiar așa ciudat. Sau să pun una exact de desubt. Cred că am să pun una fix de desubt și gen o să aibă balcon și o să fie foarte dubios și foarte cramped. Iar mai jos cred că o să putem să construim următoarea căsuță. Și mai exact, gen ori aici. Dar aici, nu, aici am să lăs pentru o grădiniță sau ceva ca să mai avem loc. Aici o să fie următoarea casă, sigur o să fie aici. Gândiți-vă cum ar fi să am stacuri întregi de TNT. Ai de capul meu ce m-aș distra. Ok, cam asta am reușit să fac până acum. Am deschis un pic zona, e mult, mult mai opened. Deja am început să pun un pic de iarbă pe aici și vreau să fac un loc ușor de la drăguțe aici. Iar aici încă nu sunt foarte sigur ce vreau să fac. Ori am să pun o fermă și am să văd cum susțin gen casa aia. Ori am să mai construiesc o căsuță cumva. O să trebuiască să o implementez cumva aici. O să arate ciudat, dar cam ăsta e scopul ei. Până afară de asta, cred că asta o să fie tot pentru azi. Simt că cu ultimele episoade m-am cam întins un pic mai mult decât mi-i plapma. În orice caz, mulțumesc din nou pentru că m-ați urmărit și astăzi. Nu lăsați să uitați un comentariu. Nu uitați să lăsați un comentariu și ne vedem data viitoare. Bye!